noi utilizăm un echipament computer tomografic cu 16 slice pe rotație. Este un echipament modern care permite o achiziție rapidă, volumetrică a regiunii de scanat și în același timp o postprocesare a imaginilor cu reconstrucție în diverse planuri și cu reconstrucție de tip 3D. Este o metodă de examinare imagistică ce folosește ca și principiu pentru formarea imaginii radiologice radiația ionizantă. Sursa de radiație ionizantă este inclusă într-o piesă rotativă numită gantry, care desfășoară o mișcare circulară în jurul pacientului așezat pe masa de examinare, timp în care pacientul se deplasează odată cu masa prin interiorul acestui gantry. Multe dintre examinările computer tomografice presupun două etape de explorare. Prima etapă este cea nativă, iar cea de-a doua, cea cu substanță de contrast. Substanța de contrast care se injectează intravenos are drept scop punerea în evidență în mod fidel a structurilor anatomice, a vascularizației acestora și mai ales individualizarea modificărilor patologice din regiunea pe care o avem de examinat.